Aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să o deschideți dacă nu vom privi pe ecran și vom citi de la versetul 8 acest pasaj minunat al păstorilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în jurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: Haidem să mergem până la Betleiem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în Iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvin și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese amin. Vă rog să ocupați locurile. În această zi suntem în perioada sărbătorilor de, de iarnă. Sărbătorim nașterea Domnului și cred că fiecare dintre noi. Ne amintim de aceste pasaje frumoase despre magi, despre păstori, despre nașterea Domnului Isus în ieslea Betlemului. Și în această zi aș vrea să subliniez încă câteva cuvinte, foarte pe scurt. Aș vrea să subliniez despre acest adevăr pe care cred că fiecare dintre noi trebuie să-l luăm în inimile noastre și să-l trăim. Și am pus titlul acestui mesaj, Mesagerii Întrupării. Mesagerii Întrupării. Și aș vrea să pornesc în această zi de la un verset din cartea Galaten, capitolul 4, cu versetul 4. Este un verset foarte interesant și foarte frumos, care ne spune felul următor, Galaten, capitolul 4, cu versetul 4. Dar când, -a, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Și versetul 5 spune așa, ca să ne răscumpere, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Foarte frumos acest verset pe care Apostolul Pavel îl subliniază. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe fiul său. Vedeți pe calendarul lui Dumnezeu, acolo pe agenda lui Dumnezeu, a fost o zi când l-a trimis pe fiul lui Dumnezeu în lume, să se nască în ieslea Betlemului, când a bătut minutul lui Dumnezeu, pe ceasul divin l-a trimis în lume. Și ne aducem aminte fiecare dintre noi fariseii, cărturarii, saducheii, Ana și Caiafa și marii preoți, niciunul dintre ei n-au fost interesați de nașterea Mântuitorului. Niciunul dintre ei n-au fost niște mesagerii a intrupării în acea vreme. Și Dumnezeu din cer a spus, trebuie ca să anunț nașterea Fiului meu în această lume. Și cine îmi vor fi mesagerii mei care vor duce acest mesaj? Și în primul rând, Dumnezeu din ceruri a stabilit ca niște îngeri să meargă și să aducă acest mesaj al întrupării. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos că îngerii s-au dus în acea noapte la păstori, care spun specialiștii Bibliei, care studiază mai mult, spun că acești păstori care erau în jurul Betlemului pășteau de fapt turmele de miei și de oi care urmau să fie sacrificate la templu din Ierusalim. Pentru că ei aveau turme mari și nu trebuia să mergi tu cu mielul de acasă din, din nordul țării să-l duci, aveau la templu. Tu te duceai și îți cumpărai de la templu mielul și apoi îl duceai să-l sacrifici. Acești păstori aveau grijă de miei aceia care urmau să fie sacrificați la templu. Și în timp ce stăteau ei noaptea acolo, probabil, cum spune cuvântul, să facă de straje la un foculeț acolo, ascultau și ei să vadă dacă vine lupul sau ursul, stăteau acolo noaptea, dintr-o dată, dintr-o dată, un înger a apărut în mijlocul lor și le-a spus, nu vă temeți, căci vă duc o veste bună. Mi-am imaginat acei păstori care au dat în spate și au spus ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici? Și mesajul îngerilor pentru păstorii care aveau grijă de miei, pentru jerfă, a spus: În Betleem s-a născut acum Mesia, Salvatorul. Se naște mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatul omenirii. Da, voi aveți grijă de acești miei, dar există un miel mai mare, este mielul lui Dumnezeu care vine în această lume să ridice păcatul omenirii, un salvator, un mântuitor pentru rasa umană, pentru mine și pentru tine. Slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, îngerii au fost primii mesageri ai învierii, ai, mă scuzați, ai, ai întrupării, primii mesageri. Întrebarea se pune în ziua de astăzi: Cine sunt mesagerii întrupării? Cine sunt în această lume mesagerii întrupării Domnului nostru Isus Hristos? Uită-te în stânga ta. Uită-te în stânga ta, uită-te bine. Uită-te în dreapta ta. Uită-te, uită-te în spate, uită-te în față. Voi, noi suntem mesagerii întrupării. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu a încredințat acest mesaj bisericii Lui, ție și mie. Noi trebuie să aducem și să ducem acest mesaj în lumea în care trăim noi. Îngerii au fost primii care, în pasajul nostru, au adus acest mesaj al întrupării. Vedeți, de multe ori avem tentația aceasta ca oameni. Când mergem la, la biserică, la sinagogă, fiecare unde merge să, să asculte predica pastorului, a rabinului, a preotului și să primească o hrană sufletească, să spună, măi, atâta de bine a predicat rabinul acela sau pastorul acela, parcă mi-a scos inima din piept și mi-a arătat-o și mi-a spus, uite, acolo ai probleme, omule. Și suntem foarte, cum să vă spun, bucuroși, entuziasmați când Dumnezeu lucrează în casa de adunare. Dar uitați-vă în acest pasaj că îngerii nu s-au dus la templu. Îngerii s-au dus în rutina de zi cu zi a acelor păstori. A intrat în cotidianul vieții lor și le-a dus mesajul lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Noi de multe ori ne așteptăm ca numai în biserică, dar vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează și în afara bisericii: lucrează pe străzi, lucrează în mașini, lucrează în bucătărie, îți aduce mesajul lui acolo unde ești tu, slăvit să fie în numele Domnului. Dumnezeu nu este limitat la rutina noastră. Nu este limitat la rutina noastră. Ne întâlnește acolo unde suntem. Aș vrea să vă spun că. În această lună este luna în care ne dorim Unii altora sărbători fericite Și să dea Dumnezeu să fie fericită Spuneți amin la lucrul acesta Dar aș vrea să vă spun că Din toate lunile anului Luna decembrie și această perioadă A nașterii Mântuitorului a Crăciunului Este luna cu cele mai multe sinucideri din tot anul din to Și în fiecare an sunt foarte mulți oameni care se simt singuri, părăsiți, poate le-a murit cineva drag și lună, această sărbătoare a nașterii și apoi revelionul este perioada cu cele mai multe, cele mai multe sinucideri. Aș vrea să să vă spun că și eu m-am simțit foarte apăsat în această perioadă, mai ales la începutul lui decembrie și până nu de mult, foarte apăsat și uh, i-am zis la Oana, măi, hai să mergem și noi să, ducem, să mergem la cimitir și să ducem un cadou la copilașul nostru. Și am fost așa apăsat în sufletul meu și când m-am dus la cimitir cu cadoul, uh, să dea Dumnezeu nimeni să nu meargă la cimitir cu cadoul. spuneți amin la lucrul acesta. Ne-am dus acolo și am pus ce am avut de pus printre celelalte plăci care erau acolo, am pus și noi micul nostru cadou și m-am plimbat prin cimitir, m-am plimbat pe acolo și aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu ne întâlnește numai la biserică. Dumnezeu ne întâlnește și acolo la cimitir. Și când te plimbi pe acolo, printre toate acele uh, plăci care sunt puse și vorbești cu Dumnezeul din ceruri, acolo Dumnezeu parcă te ridică în sufletul tău. În, în rutina vieții, în obișnuitul vieții, Dumnezeu te prinde de după umăr și spune: Fiul meu, fica mea, vreau să vorbesc cu tine. În rutina noastră, nu trebuie să fii fratele meu, sora mea, dragul meu ascultător, în biserică, oriunde în această lume, Duhul lui Dumnezeu lucrează, oriunde în această lume, Dumnezeu ne prinde de mână și ne vorbește fiecăruia dintre noi. Aduceți-vă aminte de Gedeon. Era disperat Gedeon să-și pună și el grâul într-un sac, să-l bage în pământ și apoi să-și ia poate copiii de mână și să se ascunde sus în munte că veneau armatele dușmane. În disperarea lui Dumnezeu s-a apropiat de el, așa, un înger a venit la el, dar nu și-a dat seama că e un înger, că a vorbit în dialog, dar un dialog în care l-aș vorbi eu cu oricare prieten și era îngerul Domnului care începea să ridice sufletește, să, să-i dea putere. Aduceți-vă aminte de drumul Emausului. Cei doi care mergeau liniștiți și apăsați și abătuți că Domnul Isus a murit. Și apoi cine se apropie de ei? Se apropie cineva care, așa cum erau evrei, avea o glugă sau un șal pe cap și mergea lângă ei și povestea cu ei. Măi oameni, de ce sunteți dezamăgiți? în rutina lor, în obișnuitul vieții lor, Dumnezeu se apropie de ei, Dumnezeu se apropie de noi. La para focului s-a apropiat de păstori și le-a dus un mesaj, mesajul întrupării. Îngerii sunt primii care sunt mesagerii întrupării. Și aș vrea să mai întăresc cu două versete această idee că Dumnezeu lucrează liber pe toată fața pământului. În Geneza, capitolul 1, cu versetul 2, spune Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Încă din Geneza, capitolul 1, cu versetul 2, Dumnezeu nu este... Uitați cum spune, pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Pe Dumnezeu nu-L poți băga într-o biserică sau într-un ritual și să-l ții acolo. Dumnezeu lucrează liber. Am fost la niște, v-am mai spus, la niște indieni în casă și mi-au deschis ușa de la claze ce avea acolo Dumnezeii lor. Dumnezeii lor de lemn. Și am zis, măi, oameni buncesc, păi uite, ăsta e Dumnezeu, aici sunt două lumânări și aici un păhărel cu niște core, facem colecta. În clazet, acolo era Dumnezeul lor. În dulapul acela mic, îl țineau pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se mișcă oriunde pe pământ, nu-L pot șablona. Și apoi aș vrea să mai citesc un verset din Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Să vedeți în aceeași idee că pe Dumnezeu nu-L pot șablona și El lucrează așa cum vrea pe fața pământului. Uitați ce spune Biblia în Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Vântul suflă din vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Vântul suflă încotro vrea și nu știi unde merge și nici unde vine. Dar spune cuvântul, tot așa este cu oricine este născut din Duhul îi spune Domnul Iisus lui Nicodim. Adică, în alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu lucrează în lumea aceasta divers și diferit. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne ajustăm pânzele corăbiei la lucrarea lui Dumnezeu. Mesagerii întrupării, primii mesageri ai întrupării au fost îngerii. Și îngerii au adus acest mesaj ceresc și au lucrat după voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, alți mesageri ai întrupării au fost păstorii. Li s-a vorbit despre întruparea Domnului și foarte interesant le spune, le spune Înger, îngerul, spune acestor păstori în versetul 12, spune așa, iată semnul după care îl veți cunoaște. A fost un semn. A fost un semn. Vedeți că pentru magi a fost un alt semn. Dar pentru păstori a fost un semn. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Câți dintre voi ați fost acolo unde, unde este o iesle? Yesle este de obicei în grajd. Eu am fost într-un grajd. Nu miroase bine. Nu miroase bine. Ascultați-mi, am fost în grajd. Cine a mai fost într-un grajd? Ridicați mâna sus. Deci majoritatea a trecut, uite, zic pentru ăștia tineri, care ei cu computerele. Au văzut grajdul numai pe computer. În grajd, dragi frați și surori, stimată audiență, în graj miroase rău. Sunt muște, nu este igienic, nu este apă, pereții nu zugrăviți. Este rău în Este foarte rău în Și acolo, ăsta a fost semnul, Ieslea. Și aș vrea să fac acum o paranteză. Imaginați-vă că acești, că mesajul lui Dumnezeu pe care, pe care l-au dus preoții, că fac acum mai o paranteză în paranteză, asta e paranteză franțuzească, nu na românească. Irodea chema pe, pe, pe preoți și pe cărturari și i-a întrebat unde se va naște Hristosul? Și ei au luat sulurile sub braț, în mâini, le-au deschis acolo la Irod și au spus, așa zice uh, sulul cărții, în Betlemul din Iudeia și au strâns sulurile, au plecat și niciunul dintre ei n-a crezut. Singurul care a crezut a fost Irod. Și aș numi pasajul acela Evanghelia după Irod. Acum imaginați-vă, că s-ar duce acești preoți, cărturari, farisei, saduchei care au fost la Irod, s-ar fi dus acolo la Iesle. Și când s-ar fi dus la Iesle, acolo ar fi văzut pruncul și a spus, măi, ăsta nu are cum să fie Mesia, Salvatorul și Mântuitorul. Nu s-a născut nici măcar într-o casă, nici măcar s-a născut într-un graj, într-o Iesle. Înțelegeți imaginea, este o contradicție pentru saducheul și, și fariseul din acea vreme promisiunea lui Mesia și Ieslea care a fost acolo urât-mirositoare. Sunt în antiteză aceste două lucruri. Se bat cap în cap aceste două lucruri. Dar pentru păstori nu s-au bătut cap în cap. Și vedeți, aici este un secret pe care ni-l transmite Dumnezeu în această zi. Mulți dintre noi suntem blocați în lucrarea lui Dumnezeu din cauza Ieslei pe care o vedem. Pentru că nu e așa cum aș vrea eu, atunci rămân blocat față de lucrarea lui Dumnezeu. Mai zic o dată. Dacă mergea acolo un fariseu la Iesle, spunea, asta nu e Mesia. Pentru că nu era în concordanță cu ce vroia el sau ce credea el. Dar Dumnezeu a găsit niște păstori umili la care le-a dus mesajul și ei s-au dus acolo și a spus, da, am primit de la Dumnezeu, este Mesia Hristosul. Și ne spune 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 27 la 29 că Dumnezeu n-a ales lucrurile înțelepte ale lumii, nici pe cele puternice, Dumnezeu a ales lucrurile slabe, nebune și disprețuite. Din ce cauză? Ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Și versetul 29. Aș vrea totuși să citesc aceste versete ca să înțelegem de ce i-a folosit Dumnezeu pe păstori și nu i-a folosit pe alții, pe oamenii de la talpa societății. Aș citi de la versetul 27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos, josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. I-a ales pe păstori a fost mesagerii întrupării. Oamenii de la talpa societății nu aveau carte. Nu știau păstorii, în... erau ciobani, cum zicem noi pe românește, păstori sau ciobani. S-au dus acolo și au fost mesagerii întrupării. Au început să-i spună Mariei, a început să spună lui Iosif. Mesajul pe care l-au primit de la îngeri Au fost mesagerii întrupării. Vedeți? De multe ori ne simțim și noi, poate oamenii de jos, de la talpa, poate societății sau eu știu, ne comparăm cu alte staruri, ne comparăm cu oameni faimoși, ne comparăm cu oameni foarte înțelepți. Dumnezeu folosește lucrurile slabe ale lumii. Dumnezeu folosește oamenii care sunt la dispoziția Lui pentru planul Său divin. Și aș vrea să fiu și eu unul din acela care mă pun la dispoziția Lui Dumnezeu cu ceea ce am, și zic, Doamne, fă-mă și pe mine un mesager al întrupării. Și Dumnezeu să te facă și pe tine un mesager al întrupării. Acolo unde ești, când îți dă Dumnezeu ocazia, deschide ușa discuției și spune despre el. Mi-aduc aminte că am mers cu mașina cu cineva și era un domn de culoare, înjurat de numai, fumat de numai și a trebuit să fiu vreo 30 de minute cu el în mașină, a fost în pușcărie și am zis, auzi, tu îl cunoști pe Iisus Hristos. Zice, it's my Lord and Savior. Azi a bă, nu ține cu din is it's my Lord and Savior. i am zis Evanghelia acolo, nu, nu merge, asta e jargon, nu-mi nu da mie din astea. Și am mărturisit pe Domnul, trebuie să ai o viață curată înaintea Lui și să fii după voia Lui. Înțelegeți? Când îți dă Dumnezeu ocazia, mărturisește. Și nu te lăsa, mărturisește, fi un martor al acestei întrupări. Și în al treilea rând, foarte pe scurt, pe lângă faptul că îngerii au fost mesagerii întrupării, păstorii au fost mesagerii întrupării, mai vedem și pe Maria, vedem și pe Iosif, care erau acolo. Acum, gândiți-vă la tânăra Maria care n-a avut loc să nască și ea în casă. Eu m-am pus puțin așa, cam în, în inima ei, în pielea ei, și poate a spus și ea, măi, dar dacă ăsta e Fiul lui Dumnezeu, nici măcar să nu am parte de o naștere normală, măcar puțin, să fie igienic măcar, să fie puțin mai, cum să vă spun, măcar acolo în camera aia de han, antică, cum era dar măcar acolo, nu aici cu, cu eu știu ce animale au fost, poate vaci, oi, nu știu ce a fost în grajdul acela, dar n-a fost igienic și n-a fost bine. Sau în inima ei s-a ridicat această, cred că această întrebare, Doamne din ceruri, dar dacă ăsta e Mesia Fiului Dumnezeu, în condițiile acestea? Și vedeți cum îi trimite Dumnezeu pe acei păstori? Mergeți acolo și spune Biblia foarte frumos că după ce au văzut, Aș vrea să citesc. După ce au văzut, spune cuvântul, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea ale păstorilor, unde? În inima ei, ca o mamă, ca o mamă bună. Doamne, nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Dar când au venit păstorii, a adus acel mesaj pe care pe, care pe Maria a întărit-o în sufletul ei, când i-a vorbit despre îngerii lui Dumnezeu și despre acel mesaj frumos. Vedeți, în viață câteodată ești Maria, câteodată ești Maria, care treci printr-un moment greu al vieții și te întreb, Doamne, nu înțeleg de ce trec pe acolo și câteodată ești păstorul, care te duci cu un mesaj la Maria și îl spui, Marie dragă, aș vrea să spun din partea Domnului următorul lucru. Și Maria păstrează cuvintele în inima ei și le ține și o întărește. Și apoi Maria, după ani de zile, când a venit timpul Domnului Iisus, că ea stătea cu ochii pe ceasul lui Dumnezeu, la nunta din Cana, s-a dus la el și poate și-a dus aminte de mesajul magilor, de mesajul păstorilor și de mesajul îngerului, și a spus: Cred că a venit ceasul să faci ceva. În nun la, la nunta din Cana, și Domnul Isus a spus femeie, a vorbit cu ea, și apoi de acolo a fost punctul în care a început să facă minuni. Aș vrea să vă spun minune după minune pe care a făcut-o Domnul acolo, în acel ținut. Au început să audă oamenii. Au început să audă toți de acolo. Mi-am imaginat și eu că poate păstorii aceia care au fost la foculețul acela mic, poate unul a avut 15 ani, unul a avut 40 de ani și unul a avut poate vreo 45 de ani. Și au fost acolo. Și după 33 de ani de la foculețul acolo, acela la care au stat și au văzut îngerul, în sfârșit, aud în toată țara despre minunile care se întâmplă. Și poate au spus păstorii, vă duceți voi aminte de îngerul care ni s-a arătat? Uitați minunile care se întâmplă. El este Mesia, Salvatorul trimis în lume. Slăvit să fie în numele Domnului. Slăvit să fie în numele Domnului. Mesagerii întrupării. Îngerii și-au făcut treaba lor, Păstorii au dus mesajul lor, Maria le-a ținut în, în inima ei. Dar astăzi, cine sunt mesagerii întrupării? Cine sunt mesagerii nașterii Domnului nostru? Uitați-vă în jurul dumneavoastră, Biserica este cea care trebuie să ducă mesajul. Dacă noi nu ducem mesajul lui Dumnezeu, într-o generație sau două, se vor stinge foarte mult din creștinism. Dar noi trebuie să ținem sus acest mesaj că Domnul Isus s-a născut în estrea Betlemului, a venit, s-a întrupat ca om și a venit ca să aducă mântuirea. Și toți care suntem aici, dacă credem în Dumnezeu și trăim o viață curată, o viață sfântă, o viață după voia lui Dumnezeu, vom sta sus în ceruri lângă Domnul. Nu numai ritual gol. Biserica nu trebuie să aibă numai ritual gol, ci trebuie să-l ai pe Dumnezeu, să-l simți în inima ta în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Doamne, ajută-ne să avem un creștinism autentic! Aș vrea să vă invit să facem o rugăciune în această zi și în această rugăciune să ne rugăm fiecare dintre noi. Doamne, fă-mă un mesager al întrupării! Ajută-mă să vestești și eu în jurul meu mesajul mesajul nașterii tale, mesajul vieții veșnice, iar după această rugăciune copiii vor veni aici în față și vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare sau două cât au pregătit. Haideți să ne ridicăm în picioare și să și mulțumim Domnului în această rugăciune pentru un serviciu frumos în care am putut ca să ne rugăm, am putut să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să ascultăm cuvântul lui. Haideți fiecare dintre noi să venim cu o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului.